dintre oamenii care pot fi promovați într-un film de 3 minute pentru 4.200 de euro, dar eu cred că ar fi promovați și banii ar putea fi plecați în altă parte, este și categoria asta profesională a scafandrilor extraordinare de la Galați. Scafandrii ușori sau grei, cei care au avut grijă de nave, de ranfloare, de operațiunile dintre astea subacvatice, de la sudură până la îndreptări și reparații navale. Ce reparații navale se pot face la nivel de imersiune? Păi, în primul rând, activitățile de sudare debitare. 2. Se prind cabluri pe dedesubt în zona elicii, blochează cârme, deformează diversi apendiculi, se pot distruge diuzele, se pot afecta elementele de exterior ale instalațiilor de cârmă, de propulsie, stabilitate, se pot lovi navele pe dedesubt, există corpuri care la un moment dat jenează, împiedică navigația, o pot bloca, sunt activități de natură excavatorială, de sudură, de debitare. Fenomenul este extrem de complex. Sunt foarte puțini la nivel național și mondial, iar printre ei există cel puțin la Galați un băiat deosebit numit Cosma. El este un mare scafandru, este un profesionist, este unul dintre oamenii care știe foarte multe și despre istoria navei Transilvania, așa cum a fost trântită ea după ce a fost saturată în proporție de 97% la țărm, despre aventura Dunării, despre ce înseamnă să fii scafandru greu și ce înseamnă să fii scafandru în Dunăre. Pentru că, vă spun un detaliu, spre deosebire de mare, mare care în mare parte este învolburată la noi până la bulgari și Dunărea aferentă este foarte învolburată. Se vede suficient de dificil, se respire extrem de greu, apa este ostilă prin excelență, sunt foarte multe forme de gropi, de curenți, obiecte imersate, nu tot ceea ce vedeți dumneavoastră în plutire pe Dunăre este la fel de blând cum pare. Curentul este puternic deseori, iar partea imersată a corpului pe care îl vedeți la suprafață deseori este mult mai greu, este mult mai profundă, e mult mai mare, are o inerție mult mai mare. Și așa eu cred că dacă ar fi să promovăm orașul, ar trebui măcar să promovăm oameni. Pentru că sunt lucruri grozave care țin de istorie, de lucrurile care au fost, dar sunt niște oameni care prin excelența lor, prin calitatea lor antreprenorială, prin lucrul fantastic pe care îl fac pentru că rezistă în orașul ăsta și vor în continuare să-i dea speranță și să-i dea viitor, merită să fie luați în calcul și de noi și de către cei care ar putea să le devină parteneri, să le sprijine visul, să le împărtășească visul și să-și împartă din satisfacție. Unul dintre el este scafandrul Cosma. Pentru că este scafandru, pentru că nu este Galați un oraș alpin, este un oraș legat de Dunăre. Și dacă alții vreau pe banii publici să-i toace la o manieră irresponsabilă să facă pod pe sub Dunăre, iar alții își bat joc de încălzirea centrală a orașului și de 2 ani de zile au lăsat orașul fără apă caldă și acum vor să-l lase a doua rețea de termoficare din România fără căldură, în condițiile în care Galațiul are 3 pătrimi din an plin de soare, vântul bate constant, Dunărea curge și groapa de gunoi a doua din România, iar rețeaua de termoficare este a doua ca densitate după București, dar Bucureștiul o reface, o îmbunătățește, o modernizează și o eficientizează, iar noi o batjocorim când totul este sub nasul nostru, pentru că nu oricine are 3 pătrimi din an soare, dar iată că noi dacă l-avem, nu l-angrenăm nici fotovoltaic, nu l-angrenăm nici solar. Nu angrenăm vânturile, iar să știți că deja în Europa continentală și în Statele Unite, tot în interior, pe râuri sunt puse microgeneratoare, dar la noi pe Dunăre nu este ferme de curent. În ciuda faptului că randamentul generatoarelor de curent electric a crescut în ultimii 30 de ani cu peste 65%. Despre groapa de gunoi, ea arde gazul la o manieră naturală nestingherită, gaz care ar fi putut fi folosit la maniera energiilor neconvenționale. Și gândiți-vă că la câtă energie solară dispunem, noi folosim curentul din electrocentrale ca să iluminăm orașul când suntem în case, deci risipim bani. Risipim bani cu care am fi putut face și școli, am fi putut poate face și grădinițe, sau am făcut un premiu de antreprenoriat pentru cel mai bun proiect de afaceri care există în momentul ăsta la nivel de startup și de candidatură. Dar cine să gândească? Un consiliu local anonim? Parlamentari absenți care nu interesează decât mica lor căpătuială, un primar disperat și sufocat de orgoliu și de juvățul care stă peste capul lui de la șefii de sus. Oameni buni, succesul ca și prosperitatea se-i gândesc. Ceea ce face PSD-ul în momentul ăsta, nu mă credeți că sunt de natură politică, e doar partidul dominant de la putere, face doar un singur lucru, toacă banii responsabili fără de imaginație, neavând capacitatea de a investi.
Asta este doar o frustrare existențială, pentru că vom copia în continuare fonduri fără fond. Numai că, vedeți, ceea ce vedem afară și este copiabil, e făcut pe bani și se facturează. Noi, în momentul ăsta, ne risipim viitorul și ne facturăm viitorul. Nu cred că trebuie să ne permitem așa ceva. Drept pentru care, dacă vrem firme de promovare și vrem să vă promovăm orașul, haideți să ne arătăm oamenii, haideți să ne arătăm efortul pe care îl fac, haideți să realizăm împreună cu ei visele la care și ei visează. Și atunci poate că vom reuși.